Am ajuns și la Perișani. DN7D, cum o știe toată lumea, drumul Loviștei 703H, acum de când l-am preluat noi la Consiliul Județean. Un drum de 1100 de miliarde de lei. Atât am avea nevoie, 110 milioane de lei, să facem tot drumul, de la un capăt la altul, drumul Loviștei. Ei bine, nu aveam acești bani, am depus totuși proiect pe PNDL Angel Saligny să luăm cei 110 milioane de lei și să deschidem țara Loviștei către viață economică, către turism, către mai bine pentru oamenii de aici, dar și foarte bine pentru cei care vor veni să viziteze unele dintre cele mai frumoase locuri din România. Perișaniu, Deștiu, Boișoara, Prineni. Acesta este drumul care trece prin localitățile pe care le-am enumerat și pe care astăzi, zilele acestea, noi turnăm covor asfaltic. Nu avem cei 110 milioane, dar din bugetul nostru al Consiliului Județean, așa cum este, noi înțelegem nevoile comunității. Astăzi, în satul Spinu, facem covor asfaltic. Urmează, kilometru cu kilometru, până luăm banii din PNDL, să modernizăm drumul. Noi, cu forțele noastre, kilometru cu kilometru, facem un drum mai bun în zona aceasta frumoasă a județului Vâlcea, în țara Loviștei. Mite mulțumiri cu domnul președinte al Consiliului Județean. Un asfalt foarte bun, foarte gros. E super, super de frumos.